Cel puțin 72 de oameni au murit în Spania, iar alte zeci de persoane sunt date dispărute după ce ploile torențiale au provocat viituri catastrofale în regiunea Valencia. Guvernul de la Madrid a declarat începând cu joi 3 zile de doliu național. Presa spaniolă scrie că sunt cele mai devastatoare inundații care s-au produs în țară în ultimele 3 decenii. Autoritățile regionale au declarat că numărul exact al victimelor încă nu poate fi stabilit și au demarat o operațiune amplă de salvare în zonele afectate. Vă atenționăm! Urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Meteorologii spanioli au estimat că în Valencia în doar 8 ore s-a înregistrat o cantitate de precipitații echivalentă cu norma anuală. Zeci de persoane au fost evacuate și salvate din mijlocul puhoailor. Estoy aquí, o sea, ahora mismo estoy metida en esta planta, que es lo que me está ayudando a cogerme, pero mirad, no hay nada, no hay nada a mi alrededor. Estoy como si estuviera en medio del mar. Localnicii sunt îngroziți de intemperie. Exagerado, o sea, el nivel de nuestras ventanas, que es el piso de aquí al lado, llegaba el agua casi al nivel de la ventana. O sea, los coches están llenos de agua, los dos coches que tenemos nosotros, y horrible, o sea, horrible. Había una trompa de agua, que aquí no llovía, pero es de la sierra, viene toda la sierra. Pero la venía ya con pinos, ramas, pero todo de golpe, venía muy fuerte. Ahí está mi furgoneta, me ha tirado, bueno, el coche verde, si vas a grabarlo por el lateral, está montado encima de la furgoneta tenía agua por arriba del pomo de la puerta. Tengo dentro los portátiles, el mío personal, el del trabajo, maquinaria de trabajo, todo. No sabemos si arrancarán los coches, hay muchos que han intentado y no han arrancado, no sabemos lo que nos va a pasar. No nos sabíamos que iba a llover, pero tanto como para tener que poner la madera, porque si no se iba a inundar el garaje, no. În același timp, un locuitor din orașul Benifayo, din Valencia, a surprins momentul în care o tornadă a măturat zona. Mai multe zboruri de pe aeroportul din Valencia au fost redirecționate, în timp ce cursele de tren de mare viteză între Madrid și Valencia au fost suspendate. Pe rețelele sociale apar tot mai multe imagini în care șuvoaiele distrug mașinile de pe străzi. Autoritățile susțin că este cea mai gravă catastrofă provocată de inundații în Spania din 1996, când 87 de persoane au decedat în apropierea unei localități din munții Pirinei.